timp ce majoritatea capelor savorează iarba verde și proaspătă de pe plină, acesta preferă prânzul la pachet. Dacă oamenii rup pâinea, americanii rup peștele. Aceștia doi au ales să folosească național balustrada din hotel a unui restaurant de sushi. Pasărea de imagine are impresia că pisica e drăguță și a vrut să o trăiască cu o gustare. Ceea ce nu știe de fapt este că pisica o mai lasă puțin să se îngroașe și apoi... Este o pasăre deranjată rău de tot de manierele stăpânului său. Într-adevăr, cine bea lapte cu lungurița? Cel mai ciudat obicei al acestei maimuțe nu este faptul că își murdărește fața, dar că și-o bagă într-un pahar. Acest hamster extraterestru își face rezerve de prană. Problema e că rezervele nu ajung acolo unde trebuie. Se pare că și așa o să-i ajungă pentru două ieri. Ia privit, ce lipsă de maniere la bebelița asta. Finele acesta are o problemă specifică multora dintre noi.